14 etape, atât a trebuit să rap de Sony Mustivar ca să prindă iarăși prima echipă. Cel mai vechi jucător din lotul petrolului a fost din nou titular după 1260 de minute, timp în care a fost rezervă. El a jucat 76 de minute împotriva lui Dinamo, fiind unul dintre cei mai buni fotbaliști de pe teren. La schimbarea cu Romario, micuțul mijlocaș a fost ovaționat de suporteri care îl apreciază pentru felul în care evoluează. Și antrenorul Răzvan Lucescu l-a felicitat pe Mustivar pentru randamentul său. Acesta a spus că l-a schimbat spre finalul meciului deoarece a depus un efort mare și s-a cunoscut că nu a mai jucat de mult timp. La unul dintre antrenamente, Lucescu Junior i-a spus lui Sonic că prestațiile sale trebuie să fie la fel sau chiar mai bune. O evoluție apreciată, fiind autorul unei duble, a avut și Juan Albin. Datorită golurilor marcate împotriva câinilor, a devenit golgheterul echipei cu șase goluri însă mai are până să-l depășească pe Hamza Iunes, care a lăsat petrolului o de 9 reușite. Tot la partida cu Dinamo, brazilianul Pesani a împlinit 50 de meciuri în Liga 1. Portarul petrolului este în continuare unul dintre puținii integraliști din prima ligă, alături de fundașul Ghierme.